Ce folos, ce folos, slavă fără de Hristos, ce folos, ce folos. Ultima noastră ediție înainte de sărbătoarea Crăciunului va trebui să conțină fără niciun fel de îndoială și un mesaj din partea unui om și unui slujitor al bisericii pe care îl apreciez foarte mult. Ne-am văzut de multe ori în fața dumneavoastră pe micile ecrane, pentru că părintele Petru Vambulescu este cel care este numit de către public și de către cei care îl cunosc ca fiind ucenicul lui Arsenie Boca. Este unul dintre copiii care l-au privit cu ochii mari pe Arsenie Boca, unul dintre tinerii a cărui viață a fost influențată într-un mod minunat, divin, binecuvântat de către Arsenie Boca, un simbol al creștinătății la care toți ne întoarcem atunci când ne este greu. Vorbim de ortodox, evident. Bun găsit, părinte! Bine, bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult. Haideți, pentru cei care nu au toate amănuntele, având în vedere că este pentru prima oară când ne vedem pe canalul Prima TV, să povestim în câteva cuvinte relația dumneavoastră cu Arsenie Boca și momentele în care ați simțit ce formidabilă putere i-a dat Dumnezeu. Da. Eram în pragul hirotoniei mele într-un diacon la Arad, unde era episcop fostul patriarh de Teoctist. Și a trebuit să mă căsătoresc. A venit de la Sibiu, unde eram la teologie, și mi-a spus să mă pregătesc pentru căsătorie și apoi pentru hirotonie, pentru diacon. Și așa, în împrejurările acelea, mi s-a dat de sus ca să-l cunosc pe cel mai sfânt dintre cei de astăzi și poate că și dintre mulți de demult, părintele Arsenie Boca. Și când m-am dus la Sfinția sa, am mai spus-o de multe ori, am fost marcat profund așa și am fost mișcat până în adâncul ființei mele de cea mai mare minune, văzând de la ochii lui către ochii mei niște funii de foc. Și după aceea mi-a și reprodus cele ce am gândit. Și eu am spus, și el mi-a reprodus, vai ce ochi de minunat are părintele Arsenie. Aceasta a durat vreo minut, două, că după aceea cele lumini ale cerului s-au stins și am rămas legat cu desfinția sa și apoi cu hirotonia într-un diacon și preoția pe care mi-a dat-o Dumnezeu cu nevrenicie. Iată, sunt de pe atunci, din anul 1970, 53 de ani. Mulțumesc, părinte! Vă mulțumesc! Și acum, în pragul sărbătorii nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, îngerii ne îmbie să colindăm împreună cu ei mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Acel mesaj ceresc este foarte actual și astăzi, când din cauza că oamenii nu se cutremură
în fața rugăciunii pe care ne-a dat-o Mântuitorul să o rostim, Tatăl nostru, care a dat-o pentru toți, s-a ajuns așa la o ură între oameni și la niște primejdi, la o nebunie. Nu mai este vorba de o competiție între oameni, ci, Doamne ferește, de ceea ce citim și am auzit și știm de la Hiroshima și Nagasaki, Doamne ferește, de o asemenea ardere a tot ceea ce este viu. Ferească Dumnezeu și ne rugăm, mai ales la Sfânta Liturghie și prin mijlocirea Preacuratei Născătoare Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i potolească, să-i liniștească și să-i umple de iubire pe cei care conduc lumea aceasta, pe cei care au o stăpânire care este relativă. Așa este. Nu este numai voința lui Dumnezeu este absolută, voința noastră este relativă și nu este nimeni care să nu dea seamă pentru fapte, pentru cuvinte, chiar și pentru intenții, pentru gândurile cele rele la judecata lui Dumnezeu. Părinte, minunate pilde și sunt convins că acum, poate mai mult ca oricând, în momentul în care sărbătorim nașterea Mântuitorului, e momentul să ne gândim la aceste lucruri, pentru că a fost foarte mult sânge în acest an, foarte multă vrajbă pe atâtea meridiane. Aș vrea totuși, pentru că de fiecare dată îmi face plăcere să vă ascult când povestiți acest lucru, să-mi povestiți o întâmplare pilduitoare a dumneavoastră cu Părintele Arsenie Boca, moment în care ați simțit, dincolo de prima întâlnire, puterea extraordinară, văzându-l cum schimbă în jur lucrurile întru Hristos. Da, el mi-a spus că iubirea de vrăjmași pe care el a adus-o în lume prin Sfânta lui întrupare de la Duhul Sfânt și din Preacurata Fecioară Maria, pururea Fecioară Maria, iubirea vrăjmașilor nu este un sfat dat oamenilor, ci este o poruncă care ne zădărnicește propria noastră rugăciune. Dacă nu cerem de la Dumnezeu, pentru că fără de El, cum spune, fără de mine nu puteți să faceți nimic. Ceea ce putem noi să facem fără de Dumnezeu este numai răutățile care s-au cuibărit cumva în noi. Deci mi-a atras atenția că poate că și eu uneori, poate în relație chiar și cu frații noștri preoți sau cu alții, care m-au necăjit sau m-au supărat așa ca oameni, poate mai țineam puțin minte răul câte ceva din ceea ce mi-au făcut. Și mi-a atras atenția Părintele Arsenie. Vezi că asta nu e un sfat, ci este o poruncă peste care nu se poate trece. Porunca dragostei. Tocmai aceasta care astăzi s-o aprindă Dumnezeu și Maica Domnului cu puterea Sfintei Cruci în lume, peste toți, pentru că toți îi spune lui Dumnezeu Tatăl nostru. Așa este. Și Maicii Domnului, mama noastră dumnezeiască. Și zicea Părinte Arsenie, măi, să nu fie zi de la Dumnezeu sau seară când vă culcați, să nu spuneți crezul bisericii, spunea, crezul bisericii. Chiar eu am întrebat pe careva care a părăsit Sfânta Biserică Ortodoxă, nu pentru că noi suntem buricul pământului absolut, așa, dar am întrebat dacă ai părăsit această sfântă credință pe care ai avut-o aproape o viață întreagă,
știi crezul bisericii? L-ai zis? Păi zice, nu prea, că nu știu, păi vezi, dacă meditai la cuvintele crezului bisericii, n-ajungeai aici ca să fim dumneavoastră, să vă, așa, să vă strămutați în altfel de credință. Pentru că Mântuitorul s-a rugat, i-a spus, te văd cu Biblia în mână. Mântuitorul s-a rugat la cina așa de taină, tocmai pentru unitatea noastră, ca toți să fim una într-un Dumnezeu și să fim ca niște frați. Așa l-a întrebat pe careva pe Părintele Arsenie, mă iertați. Vă rog. Era undeva într-o familie și l-a întrebat un tânăr, așa, în jur de 15-16 ani, Părinte Arsenie, cum să mă rog? Și el a spus, știi Tatăl nostru? Da, îl știu. Îl zici? Da, îl zic. Păi asta este. Foarte frumos. Nu știu, întâmplător sau nu, ne aflăm și în anul în care, încheiem anul în care a apărut și o peliculă cinematografică, un documentar, vorbind chiar despre fenomenul Arsenie Boca, pro și contra, gândindu-se realizatorul acestui film, că la un moment dat efigia părintelui, care a fost cu siguranță importantă pentru ortodoxie, poate fi discutată în fel și chip. La noi, la jurnaliști, e simplu. Când avem un martor, pe el trebuie să-l credem. Cum a fost părintele? Da, părintele, viața lui Sfântă poate fi adeverită de mii și mii de oameni. Mi-a spus chiar și un doctor din Sibiu, la care eu odată am fost la mama mea acasă, pe lângă Novaci, la poalele Parângului, într-un sat, și tăind lemne mi-a sărit o așchie în ochi. Și mergând la Sibiu, m-am dus la un doctor. Mai întâi m-am dus la o doctoriță, la spitalul CFR, care m-a pansat la ochi și mi-a dat o rețetă să iau medicamentul acela și să mă întorc la dânsa. Și treceam pe lângă spitalul militar și auzisem că părintele Arsenie a fost odată internat chiar la acest om în vârstă, care și acum mai trăiește, doctorul Vlad, doctorul Gheorghe Vlad. Și am zis, ia să văd și aici, să văd cu ochii mei, da, dacă cumva mă primește. Și eram pansat la ochi și militarul care era la poartă a spus, da, puteți să mergeți, că aveți o urgență la domnul doctor Vlad. Și m-am dus și mi-am arătat și rețeta și m-a desfăcut la ochi. Și a spus, vai, Părinte Petru, zice, bine că nu ați luat medicamentul acesta, pentru că era complet contraindicat și putea să vă pierdeți vederea. Și el mi-a dat o altă rețetă și am mai mers încă o dată și am spus că l-am cunoscut pe Părintele Arsenie Boca. Zice, vai, Părinte Petru, zice, eu l-am consultat, a venit o dată la mine pentru un tratament la ochi și am pus ochii lui la aparatul care era atunci. Ochii lui atât, da, de pătrunzători, da. Și zice, m-a pătruns până în adâncurile mele. Parcă nu mai era luminat așa cum, dar parcă venea din ochiul lui o lumină mai puternică, mai frumoasă, mai minunată. Și asemenea ochi n-am mai văzut. Da. Părinte, se spun voci care evaluează lucrurile, că s-ar putea ca acest 2024 care urmează să fie mai greu decât a fost acest 2023, care a fost mai greu decât 2022, ca să nu mai vorbim de pandemie. Fără un suflet puternic, luminat și întreg, cu siguranță nu vom putea trece. Da. Vă rog să le adresați celor care acum se gândesc nu numai la ceea ce pun pe masă, ci la ceea ce înseamnă aceste zile, cum
să facem, astfel încât în 2023 să fim puternici, sufletește și aproape de Dumnezeu, orice s-ar întâmpla. Da, Părintele Arsenie îmi atragea atenția, poate aveam o înclinare în privința aceasta. Zice, Părinte Petru, te rog să nu fii alarmist, zice. Așa. Și să nu alarmezi oamenii, că, uite, cum și acum am fost, eu nu am televizor pe unde sunt, eu retras într-un sat pe, la 1000 de metri, dar am fost pe la cineva la Sibiu și am văzut și eu la televizor, când mă mai duc, mă mai uit pe acolo așa și am văzut la televizor așa cum așa întâlnirea dintre Biden și președintele Chinei, da, și sigur că nu știm, dar zice să nu fie alarmist, că nu știm noi, zice, nu știm noi ce rânduiește Dumnezeu. Că Dumnezeu nu numai a creat lumea, e și poartă de grijă. Și nu-i numai viața aceasta, și este și cea dincolo de moarte, care de fapt actul întâi este acesta de aici. Și spunea, zice, să nu fii alarmist, să te rogi, că uneori Dumnezeu descopere și sfinților și aleșilor lui, prorocilor, cum era sfinția sa, și nu împlinește așa, ci în alt fel. Că el așa găsește, da, după cum ne-a dat exemplu din Vechiul Testament, de la Niniviteni, la care a fost trimis prorocul Iona, amenințându-i că dacă nu se vor întoarce și nu se coretează și nu se îmbunătățesc și nu se curățesc și nu se liniștesc și nu se sfințesc, îi va termina Dumnezeu. Și spune că Iona a fost răpit pentru că a fugit, n-a vrut să ducă acolo pentru că știa că sunt oameni periculoși într-un fel și se temea și de pielea lui, de moartea lui. Și spune că mergând pe malul mării așa și înfricat, spune că așa o balenă așa sau chit, cum spunea înainte, spune că l-a inspirat așa înăuntru ei și aceasta nu e o poveste, ci este adevărată, este cuvântul lui Dumnezeu. Da. Da. Și spune că era așa de mare încât el era așa de credincios încât în ea, acolo fiind, în burta aia a balenei imensă, așa, ea, în loc să-l mistuiască pe proroc, pentru că el s-a rugat acolo, chiar înfricat dacă a fost, dar s-a rugat și a spus, Doamne, dacă mă scoți de aici, mă duc la Niniviteni să vestesc puterea ta și dragostea ta și întoarcerea lor. Și spune că așa atunci spune că balena l-a expirat, sau cum se spune așa, pe uscat, și a ieșit din ea și s-a dus acolo la Niniviteni și a traversat marele oraș, cum era atunci cetatea aceea, Ninive, unde era, spune, peste 200.000 de oameni, evaluează Biblia, și le-a spus, a strigat, dacă nu veți întoarce, zice, în 40 de zile Dumnezeu vă va pierde. Și spune că însuși regentul, fel de rege al cetății de acolo, a dat poruncă 3 zile să nu le dea nici la prunci mamele să-i alăpteze, nici la animale, nici nimic, ci toți să-și mărturisească păcatele înaintea lui Dumnezeu, să ceară iertare la Dumnezeu și să se întoarcă de la toate răutățile lor, de la toată necredința, de la toate poftele lor cele rele, de la toată ura lor, de la toată... Și spune că Dumnezeu le-a ascultat și nu i-a mai pierdut. Deși Iona, în a 40-a zi, s-a suit pe o culme acolo în Ninive și le-a așteptat sfârșitul. Și n-a fost așa. Și asta mi-a spus Părinte Arsenie, citește și zice să nu mai fii alarmist. Numai să te rogi, și unde vezi oameni că păcătuiesc, evident, și cu vorba sau cu fapta, chiar așa,
împotriva lui Dumnezeu sau chiar împotriva ta, roagă-te pentru ei, să ierte și să zici, Doamne, iartă-i și pe ei și pe mine că nu sunt mai bun. Părinte, minunat interviu, minunată întâlnire. Acum, pentru că mai avem și alte momente absolut minunate în această emisiune, vă rog, la final, să transmite o binecuvântare către cei care ne urmăresc în acest moment. Da, eu îl rog pe Părintele Arsenie Boca, pe cel care este plin de harul lui Dumnezeu și care a iubit atât de mult pe Preacurata și Pururea Fecioara Maria, încât la ea ne și îndruma de multe ori, el care sunt sigur că este aproape de dumnezeire și aproape de Preacurata Născătoare de Dumnezeu, chiar Părintele Iustin Pârfu, un părinte foarte cunoscut, sigur, care a făcut multă pușcărie și mult fost, bine după aceea în vremurile noastre. Și a fost întrebat de cineva, ce ziceți de Părintele Arsenie Boca? Și zice, a spus ceva minunat, aproape de acea flacără pe care am văzut-o în ochii lui. Ce Părintele Boca este un șuvoi de foc în jurul Preasfintei Treimi. Este un șuvoi de foc în jurul Preasfintei Treimi. Deci îl rog să și prin mie, nevrenicul și păcătosul preotul Petru, să binecuvinteze Sfinția sa ca unul care este ca o candelă a neamului nostru românesc, deși el a trecut în universalitate, pentru că Sfinții lui Dumnezeu, cum spune în popor, zice, care e bun numai pentru el, ci pentru toți. Așa, bunătatea lui Dumnezeu și darul revărsat prin el să lucreze și aceasta o transmisie, nevrenicul și păcătosul, peste România noastră dragă și peste toată lumea, peste cea de aici și peste cea de dincolo. Hristos a înviat, Hristos se naște, măriți-l, Hristos din ceruri întâmpinați-l, Hristos și Maica Domnului pe pământ, bucurați-vă și iubiți-vă. Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Preasfântul Duh. Amin. Vă mulțumesc și mă iertați. Amin, Părinte. Vă mulțumim foarte mult. Mii de mulțumiri. Mulțumesc.